Activescu la Digi FM. Ca să știi. A fost sărbătoare mare în România în weekend. România au petrecut Ziua Culturii Naționale. S-au împlinit 172 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu și pe 15 ianuarie în fiecare an avem Ziua Culturii Naționale. Mm-hmm. Mie îmi place că în general o sărbătoresc politicienii, care de obicei uită să aloce bani la cultură și nici nu prea dețin. Da, e funny așa. Anul acesta am avut și întâmplări. Radu probabil le-ai auzit de ce s-a întâmplat la Botoșani. Da. O gală de decernare a premiului Eminescu pentru debut. Printre nominalizați, o tânără poetă, o cheamă Cătălina Stanislav, care a ales să recite o poezie cu limbaj licențios. Și de aici, bineînțeles, o întreagă discuție și un întreg scandal. Întreg evenimentul a fost postat pe pagina de Facebook și apoi șters, pentru, adică din cauza acestei poezii cu limbaj licențios. Chiar organizatorii au luat decizia, organizator fiind Centrul Național de Studii Mihai Eminescu. Am înțeles, și e interzis să faci poezie cu limbaj? Pare că este interzis. Da, de ce știu eu, ori acest centru de care spui, ori memorialul de la Ipotești, mă rog, în orice caz, suntem tot acolo, a decis eliminarea înregistrării, scoaterea înregistrării pe Zoom. Au fost 4 poete și un poet nominalizați la acest premiu de debut. Poezia Cătălinei Stanislav se cheamă Gwyneth Paltrow și cu mine. Eu am și văzut-o, am și citit-o, adică încă am apucat să văd. Și într-adevăr, de 2 ori este folosit the F-word. Da? Și în rest mai sunt folosite 2-3 cuvinte de jargon anatomic, să zicem, dar cuvinte absolut decente. De ce face mare vâlvă, era să zic altceva, această poveste? Ciocolarul s-a prins mai târziu, a se nota, da? A se nota, no, că se prinde mai târziu. Mă gândeam dacă cel vreodată la chioșc o revistă cu jargon anatomic, sunt curios dacă primești ceea ce trebuie. Oricum, juriul a apucat să decide nominalizații, iar cei care au decis retragerea au afirmat că au făcut lucrul ăsta fără să țină cont de valoarea textului, ceea ce este straniu, ca să nu zic altfel. De ce s-a întâmplat povestea asta? Pentru că este legată de numele lui Eminescu. Deci Eminescu trebuie tratat în cheie omagială, indiferent ce se întâmplă. Or, o asemenea poezie a fost văzută ca un atac la adresa lui Eminescu. Dincolo de valoarea sau lipsa ei de valoare, da, Cătălina Stanislav, din ce știu eu, o tânără poetă cu calități și cu verb. Cum ar fi reacționat Eminescu, Radu? Te întrebăm direct. Dacă auzea o astfel de poezie, chiar la el... Eminescu cred că a auzit povestea poveștilor de la Creangă și nu știu să fie roșit. Dar nu pe Zoom. Nu pe Zoom, e adevărat, nu preexista. Au mai existat asemenea episoade legate de Eminescu. Să nu uităm că Horia Patapievici a ajuns să fie scuipat pe stradă la propriu și din cauza unor afirmații răstălmăcite despre Eminescu. Oameni care fie n-au înțeles, fie au preferat să nu înțeleagă ce a scris el în politice. Să nu uităm că prin 98-99, mi se pare, Dilema Veche a dedicat un număr întreg cazului Eminescu, în care au fost arătate și umbrele personajului și marelui autor, pentru că există umbre în portretul fiecăruia. Astăzi, dacă iei proza jurnalistică a lui Eminescu, te cutremuri. Adică el este de adus lângă PRM și ar putea forța chiar și o alianță cu AUR, la un moment dat, dacă iei textele, dacă iei unele poezii, dacă iei Doina, da? Acolo sunt texte de un naționalism feroce. Or, Eminescu, în orizontul valorii lui de poet, care este uriașă, este intangibil. Deci nu poți să-l atingi cu nici măcar un cuvânt de ochiat sau nepotrivit sau insultător sau ceea ce consideră unii și alții insultător. Asta mi se pare a fi explicația. Dacă am apucat să castrăm toată literatura de cuvintele de tipul ăsta, de cuvintele, hai să zici, deșuchiate, păi din Charles Bukowski n-ar mai rămâne mare lucru, Henry Miller ar trebui scos cu totul, Anais Nin la fel, și atâția și atâția încă din Renaștere, din Antichitate, Safo, ce faci cu ea, ce faci cu Satiriconul lui Petroniu. Deci în momentul în care acționezi în orizontul pudibonderiei cu privire la operă de artă, minoră sau majoră, nu contează, se cheamă că n-ai criterii. Se cheamă că ai doar spirit omagial și spiritul omagial nu întotdeauna face bine.
odată cu trecerea anilor, probabil că imaginea lui Mihai Eminescu și a oricui, de fapt, trebuie să fie din ce în ce mai, cum să zic, departe de realitatea nu, vremurilor pe care le-a trăit. Nu, trebuie să fie o imagine vie, adică trebuie să-l accepți așa cum a fost el. Nu-i faci un serviciu așa în posteritatea lui dacă scoți din discuție proza politică, jurnalistica politică, de fapt, pur și simplu ești dator față de generațiile care vin să le spui că este un om care a avut derapaje xenofobe și antisemite și în același timp este un poet excepțional, cu cultură filozofică, cu lecturi filozofice și cu inspirație filozofică, nu doar în Luceafărul, ci și în scrisori, și să-l redai așa cum a fost el, deci fără să faci pauze, fără să pui pânze pe statuie sau pe bucăți de statuie. Ne-am dat seama că n-am făcut nimic special de Ziua Culturii și poate ar trebui să recuperăm în această dimineață. Putem face un cenaclu, de exemplu, fiecare dintre noi să recite ceva. Pare o idee bună? Da, sigur. A, să nu fie și flacăra, pentru că la cât sunt gazele în ziua de azi, să fie doar cenacul. Atât. Când vreți voi, facem. Ok. Pe poezie, da? Pe poezie, pe poezie. Fiecare să recite ceva ce îi place, nu? Da. Cam așa ar trebui. Eu știu pe aia cum i-a mâncat câinele tău. Da, e bună. Să termine brusc. Da, poți încerca și cu zdreanță, dar... Care? Radu, îți dăm ție cuvântul primul, dacă ai ceva pentru noi în dimineața asta și chiar putem crea un cadru de cenaclu. Hai să auzim și ceva pe fundal, care să îmbie la poezie. Ma. Ei, uite ce frumos. Țin minte. Da? Nu zic asta. În sânul de maică stăteai și râdeai. O, ce colivie frumoasă aveai! Și deodată, plângând într-o seară, te-ai trezit pe pământ ca într-o gară, ca și cum ai fi fost dat afară din rai. Copil doar o clipă, stingher și mirat, la școală te-au dus într-un vechi internat. Și cum visele, stând între ziduri, începuseră să capete rituri, ai spart geamul și în zări fără nume ai plecat. Abia ai trecut din copil în bărbat și iată-te tuns cu chipiu de soldat, te-a vânat colivia cazarmă să te însoare cu patul de armă. Dar cu un pic de noroc și de aici ai scăpat. E doar o parte, cam jumătate, din lanțul coliviilor. O poezie a lui Dan Verona. Dan Verona e un poet trecut sub tăcere astăzi, nemeritat. El mai rezistă mai degrabă prin muzica lui Mircea Baniciu. Este și autorul unui roman foarte bun, Îngerii Chilugi. Este unul dintre poeții noștri discreți, din păcate discreți. Mai avem aici și din Doina și din Blaga, dar vă las și pe voi. Dacă îmi dai voie să fac o remarcă de asta de pronos sportist. Dan Verona X2. Beatrice, tu ce ai pregătit pentru astăzi? Ce am pregătit pentru astăzi? Ziua Culturii în Reluare. Eu am mers pe clasic și l-am ales chiar pe Eminescu. Am zis că... Știți de ce? Știți de ce? Pentru că aș fi ales Bacovia, dar prea era Blue Monday și am zis să nu mai punem accentul pe asta. Deci ceva de la Eminescu. Ceva bun de la Eminescu. Un farmec blând de fericire, tu răspândești oriunde ai sta. Ești fericirea tuturora și eu sunt fericirea ta. De râzi se desprimăvărează, învie totul unde-i sta, căci tu ești viața tuturora și numai eu viața ta. Ce frumos! Poezia este atât de dulce, așa se numește. Este chiar dulce și uite, ascultându-o atât de dulce, revenim la discuția de mai devreme în... momentul acela, știi, când au apărut cuvinte licențioase, normal, te gândești la poezia asta dulce, te vezi, le pui în balanță și da. Hai că de aici fac poate. Eu, că... Hai, vino tu cu ceva. Cu un amestec și de cuvinte licențioase și de... Așa. Șoseaua urcă spre Voineasa, iar lotrul curge spre Brezoi. O fată și-a pierdut cămașa prin fânul de curând cosit și acum în poarta casei s-a proptit să-și mai arate odată sânii goi și trupul rumenit de soare. Turiștilor înfometați de farmecul unei idile trecătoare în pitorescul munților Carpați. Așa, spune-le. Se făcea turism și poezie. Ion Minulescu. Așa. Turism se cheamă. E frumos. E tare rău. Da. E ce ți-ai dorit să vezi când mergi și cu trăieri Carpații, nu? Da. Ce frumos. Ce-ți batalioare.
Păi să treacă, dar nu în viitor apropiat, nu? Da, să treacă, ai noștri. Uite, v-am pregătit și eu ceva, ceva simplu. V-am pregătit ceva simplu. Merge și pe Instagram foarte bine, ați văzut că trebuie să fie cât, cât mai simplu. Spune-mi, dacă te-aș prinde într-o zi și ți-aș săruta talpa piciorului, nu e așa că ai șchiopăta puțin după aceea de teamă să nu-mi strivești sărutul? Nikita Stănescu. Nikita Stănescu. Exact. De la, simplu de și la ortopedie. Exact. Aceste fraze erau scrise foarte des în oracole, pe vremea mea. Da? Da, da, da. Ia da, și da, nu da. Știai, tu semnai Beatrice și ceva acolo. Dacă știam de unde e. A fost frumos. O să avem și o zi a lecturii. Asta este o veste bună. 15 februarie, da, da, da. Deci după ce 15 ianuarie este ziua culturii, 15 februarie va fi ziua lecturii. 15 martie e luat deja, dar nu de noi. Nu, de vecinii noștri. De vecini. E revăzut ce se întâmplă pe 15 aprilie. Da, asta este continuarea unei comedii triste, ziua națională a lecturii, într-o țară cu 44% analfabetism funcțional. Dar interesant este felul în care e precizat această, felul în care sunt formulate frazele în această propunere, să zicem, legislativă. În acea zi, în 15 februarie, pot fi organizate evenimente culturale, pot fi organizate seri de lectură, bibliotecile pot face... Și în orice altă ce... zi, nu. În cealaltă zile se deduce de aici că ar fi interzis. ce sens are? Adică, dincolo de pasiunea noastră pentru festivismul găunos, fără conținut, ce sens are să inventezi o zi națională a lecturii? Acum, am înțeles... Singura miză ar fi dacă e zi liberă, dar nu o să fie zi liberă. Există această fascinație a calendarului alternativ. Da? Avem ziua pământului, ziua pistruilor pe nas, ziua, știu eu, gleznelor groase și așa mai departe. Fiecare zi din calendar este, nu este doar 18 septembrie, mai e ceva. Însă de data asta mi se pare caragios ca într-o țară în care editurile au făcut tot felul de demersuri pe la Ministerul Culturii legate de niște reglaje utile și cititorilor și editorilor. Într-o țară în care lumea nu citește. Într-o țară în care oameni declară cu mândrie că n-au citit o carte în viața lor și că nu-i animă perspectiva nici de acum încolo, tu să vii hodorong troncu cu o zi a lecturii. Adică mi se pare un gest atât de fals, atât de gol de conținut, încât nu știu de ce e nevoie de o lege pentru așa ceva. Trăim vremuri cu distanțare socială și atunci cu cât sunt cei mai puțini, mai puțin cei care sărbătoresc, cu atât mai bine. Deci eu zic că are sens în contextul ăsta. Ai zis doar așa. Că e pe 15 februarie, pe, nu? După Valentine's. Păi da, asta că după ziua îndrăgostiților... Simți nevoia să citești ceva, că sunt reculegi. Pui burta și pe carte. Da. Pe cartea pe care ai primit-o de Valentine's, cadou. Eventual, da. Da, oricum, din punctul meu de vedere, e un caragiozlăc. Nu contest buna intenție a guvernanților, dar să faci dintr-o zi anume a anului ziua națională a lecturii, mi se pare ceva ridicol. Repet, suntem o țară în care lumea citește foarte puțin. Ne-ai dat o idee să facem, adică acest calendar din umbră, cumva să da. Ținem de-l mai aproape, că în fiecare zi există ceva, pe lângă. Sigur că da, cum să nu. Da. 17 ianuarie e doar un număr, dincolo poate să fie o zi. Uite, este Blue Monday, corect. Deci, vezi, chiar avem un calendar al ziua mai tristă zi din an. Ziua națională a plagiatului câmpică. A, în orice zi. În orice zi. Se plagiază în toate anotimpurile. Da. Nu știu, ar trebui făcut un studiu ca să vezi care ar trebui fixată. Să vezi în ce zi s-a plagiat mai mult. Dar, cu toate softurile astea, treaba continuă. Și la noi treaba continuă, dar după 9:30, când Radu ne aduce și o expresie. Fără poezie... Ia să-i pustiu! Un serial cu de toate. Doi matinali și jumătate.